Vă salut și bine v-am regăsit. Vă promisesem data trecută când am ascuțit lanțul că o să revin cu un clip în care o să vă arăt cum întrețin drujbița asta de la Makita. Înainte de asta însă, nu știu dacă v-am spus în clipurile trecute, voiam să vă dau câteva detalii despre drujbiță pentru cei care nu ați văzut celelalte clipuri ale mele. Deci este o drujbiță de 1,9 cai putere. Este modelul EA 3200S de la Makita. Înainte să cumpăr modelul ăsta de drujbiță, foloseam o drujbă electrică de la Bosch, AK 30S. Eram foarte mulțumit de ea cum funcționează. M-am hotărât să mă schimb pe una din asta pe benzină pentru o oarecare independență în mișcare, în sensul că la aia depindeam de curentul electric. În schimb, genul ăsta de utilaj pot să-l folosesc oriunde, să mă duc până în spatele grădinii, să mă urc într-un pom sau ceva, sau pot să merg la cineva să tai ceva dacă mi se solicită și de asta am făcut, să zic așa, mutarea spre o drujbiță din asta pe benzină. Nu că m-ar încânta pe mine foarte, foarte mult utilajele astea cu motor termic. Cred că v-am spus și în clipul celălalt, când am cumpărat după asta, am ales între trei modele. Era asta și încă două, una de la Husqvarna și una de la Stihl. Mi se pare că de la Stihl era MS 170 și de la Husqvarna 236. Sper că nu am încurcat modelele, dar alea sunt. În final am ales-o pe asta. Era un preț un pic mai bun. Și am zis hai să încerc și Makita să vedem cum merge. Până în momentul de față eu sunt foarte mulțumit de cum am lucrat cu această drujbiță, în ciuda faptului că nu am folosit-o foarte mult. Vă spuneam că eu oricum prin gospodărie nu prea am ce să fac cu genul ăsta de utilaj, dar am ținut neapărat să am una pentru că sunt momente când îți trebuie și e bine să ai un utilaj cu care să-ți faci treaba și mie, așa cum probabil v-ați dat seama până acum, îmi place să am prin gospodărie cam orice fel de utilaj. Nu are cine știe ce putere, așa cum am spus, are 1,9 cai putere. Lanțul e destul de scurt, la mai de 35 de centimetri lungime, pas 3,8 și are o grosime de 1,3 mm. Dinții sunt, bineînțeles, și ei mai mici. Nu este o drujbiță pentru lucrări mari sau tăieri de cine știe ce arbori. Este pentru, în special pentru curățat grădini, tăiat ceva copăcei mai mici, curățat prin curte, ceva lucrări pe la construcții sau ceva. Deci pentru genul ăsta de activități este o drujbiță destul de bună. Am pierdut ultima dată când am tăiat cu ea, am pierdut prima dată șurubul ăsta, l-am pus la loc și pe aia l-am pierdut pe ăsta. N-am înțeles ce s-a întâmplat pentru că oricum le strânsesem destul de bine. Dar uite că va trebui să fiu foarte atent pe viitor când o să mai lucrez cu ea, că poate le pierd și nu le mai găsesc. O chestie ciudată. Eu când am luat-o, de asta am și luat-o cu capacul ăsta cu șurubele, că mai sunt unele variante care au aici un fel de cheie. Probabil că e mai bun sistemul ăla, dar eu preferasem pe asta că tocmai că m-am gândit că e un pic mai sigură. Dar era să pierd, cum v-am spus, șurubelele alea. Probabil că se mai găsesc de schimb în cazul în care o să mai pierd vreunul din astea, dacă nu le mai găsesc. Dar în orice caz trebuie să fiu un pic atent. După cum vedeți, e destul de murdar, a rămas așa de când am lucrat cu ea ultima dată, atunci când am făcut testul ăla la lanț. Și astăzi asta intenționez să fac, să o curăț. Mi-am adus și compresorul ăsta de la Stanley, cu care intenționez să o curăț. Așadar, primul lucru pe care o să-l fac, o să-i dau capacul ăsta jos, ca să pot să-i desfac lanțul și cu lama. Acum le-am strâns destul de bine. Mi-era frică să nu le mai pierd. Ok.
Asta o să-l curăț așa superficial, după care o să meargă la spălare. Vreau să-l spăl, e plin de grăsime. O să slăbesc un pic lanțul ca să pot să desfac lama. Să dau lanțul jos de pe lama, asta le curăț separat. Acum o să încerc să iau tot rumegușul ăsta care s-a întărit pe aici, amestecat cu ulei, înainte să bag compresorul. Nu știu dacă se vede foarte bine ce fac eu. Aceeași problemă cu soarele. Încerc să captez o lumină cât mai bună. Deci, am curățat așa un pic superficial și pe urmă să bag compresorul, că ăla e cel mai eficient. Înainte de asta o să-i desfac și capacul ăsta de la filtrul de aer. Nu cred că am de ce să umblu la filtrul de aer, dar vreau să spăl și capacul ăsta de deasupra. Și ocazia asta vizitez și filtrul să văd dacă nu cumva s-a umplut cu impurități, dar nu cred că e nevoie. A fost folosită destul de puțin, așa cum v-am spus. Nu mai știu care e șurubelnița. Mi se pare că e capătul ăsta. Deci era mai eficient un imbus, dar merge și cu asta. Ok. Deci asta la fel o să meargă la spălare. Să vedem dacă reușesc să dau șurubul ăsta jos, să nu-l pierd prin chiuvetă. Ok. Vedem filtrul ăsta de aer. Are un pic de rumeguș pe el. Să încerc să-l curăț așa cu o pensulă. Vedeți? Are un pic de rumeguș adunat acolo. Dacă tot am umblat la ea, hai să-l curăț și pe ăsta să fie curat. Ok. Dau un pic și pe ăsta. Știu că v-am arătat până acum cam cum arată înăuntru. Bag compresorul și o să încerc să o curăț susul cât de bine se poate, pentru să adună și pe aici. E firesc să intre rumeguș peste tot pe unde găsește loc. Thank you.
mai șterg un pic compresorul din asta, că nici compresorul ăla nu are putere să ia chiar tot uleiul ăsta întărit. El suflă, curăță, dar mizeria asta unsuroasă nu prea are cum să o, să o îndepărteze atât de eficient. Așadar, mai curăț un pic așa. Urmă mai bag un pic pentru retușare compresorul. Să încerc să iau toată grăsimea asta care s-a lipit așa peste tot. Nu cred că am cum să-i desfac apărătoarea asta, că aș fi spălat-o și pe ea. Dar cel puțin să încerc să o curăț cât mai bine. Ați văzut alt chef de treabă ai când lucrezi cu un utilaj curat, întreținut și îți dă și o stare de bine să le vezi întreținute, curate pe cât posibil. Sunt locuri cum e aici pe spatele carcasei unde intră destulă mizerie și cam nu prea ai cu ce să o scoți. Sunt locuri foarte strâmte, dar cât se poate și cât se vede, măcar așa pentru aspect, încerc să o curăț cât mai bine. Grila asta să fie curățată. Aia de la Bosch, de care vă spuneam, era un pic mai ușor de întreținut. Da. Nu aveam benzină, amestecuri. Doar că se umplea și aia de ulei amestecat cu rumeguș. Ce am uitat să vă spun, am scos și benzina din rezervor, lucru foarte important pe care uitam să-l menționez. Am scos benzina din rezervor și i-am dat sfoară până când s-a oprit motorul. M-a rămas un pic în pompa de amorsare, dar din câte am înțeles aia acolo rămâne. Și nu cred că ar fi o problemă. Ceva ulei mai are în rezervor și nu o să-l scot pentru că am înțeles că nu e nevoie să scoți uleiul pentru gresare. Așadar o să rămână acolo și acum după ce o să o pregătesc, probabil că nu o să mai iasă din magazie până pe la primăvară, chiar n-am ce să fac cu ea. Eu nu am lemne, adică nu mă încălzesc cu lemne, am centrală pe gaze și probabil că o să mai iasă de acolo când o să încep curățenia de primăvară prin grădină. Ne băgăm și pensula unde nu intră cârpa. Ne ajutăm de toate ustensilele ca să o curăț cât mai bine. Ok, mai dau un pic cu compresorul, să mai iau așa de retuș. După aceea o să spăl capacele alea, o să curăț lanțul, lama, o asamblez la loc și cam asta e.
luăm și lama în primire. Încerc să scot și mizerea de aici. Înțeles că pintenul ăsta de aici, rotița asta ar trebui și ea un pic gresată. Sincer să fiu, nu am cu ce să o gresez acum. Sunt un pic cam nepregătit pentru clipul ăsta, dar o să o gresez. Deci, în orice caz, nu e foarte, foarte utilizată. În ciuda faptului că am zgâriat destul de urât lama asta. Atunci când am luat cuiul ăla și a început drujba să o ia strâmb în lemn, s-a luat un pic și din scrisul ăsta. M-a oftic un pic, că aș fi vrut să o întrețin cât mai bine, dar astea sunt consumabile, care indiferent cât de mult ai încercat să le păstrezi, sunt destinate uzării, că asta e, nu e o problemă. Lama, lanțul sunt lucruri care se înlocuiesc și n-au cum să reziste, pentru că sunt părțile care sunt expuse la treabă, la efort. Băgam pistolul să mai suflu pe canalul ăsta, dar a luat o razna pistolul de suflat, cred că de la frig, a rămas înțepenit și iese tot aerul pe acolo. A trebuit să-l desfac, să mă uit să văd care e problema. Poate trebuie și la un pic gresat. Dar o curățăm manual, cât de cât. A ieșit și mizeria de aici, deci nu am de ce să mai apelez la pistol. Important e că am reușit să curăț drujba. Ok. Lama o pun deoparte. Să iau și lanțul. Un pic la curățat, e murdar de rumeguș. Așa, un pic cu prosopul, cât se poate să-l curăț puțin. Iau un pic grosul și de pe astea, că n-am cum să le spăl așa. Sunt prea pline de rumeguș. Le spăl, le usuc. Indiferent cât de bine le-aș șterge eu, astea nu ies cum trebuie. Așa că merg și le spăl cu un pic de detergent. Le usuc și o să arate ca noi. Dacă nu sunt foarte zgâriate, dar n-am avut de ce. Ok. Uitați câtă mizerie se adună prin spatele capacilor ăstora. E normal, tot uleiul ăla
lanț, se amestecă cu rumegușul și formează mâzga asta, care trebuie curățată. Aici nu am ce să fac, apărătoarea o să o spăl și pe asta. Ok, o să merg să le spăl, le usuc, urmă rămâne doar să asamblez drujba și am terminat treaba. După ce am curățat capacele, urmează bineînțeles să le asamblez la loc și cam asta o să fie. Hai să... Deci cam așa arată drujba după ce am curățat-o. I-am spălat capacele. Arată curate. Hop. Și în felul ăsta eu o să o depozitez, îi pun și apărătoarea asta de lamă, chiar dacă lui Nicu nu prea îi place. Și asta este. Acum drujba o să mai vadă lumina zilei, așa cum v-am zis, pe la primăvară, dacă o avea ceva treabă cu ea și s-ar putea să am ceva. Așa o curăț, așa o întrețin. Cei care sunteți mai experimentați ca mine, în caz că am omis ceva, puteți să-mi spuneți, eventual să-mi dați ceva sugestii. Cam ce ar trebui să mai fac pe la ea. Dar eu zic că ce era mai important și principal așa pentru întreținere am făcut. Cam asta a fost clipul meu. Vă mulțumesc pentru vizionare și o să ne reauzim la
următoarele mele videoclipuri. Până atunci, ca de obicei, vă doresc mult spor la treabă și numai bine!